Supraviețuiește reducerilor feroce 7 zile din 7 pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună să fie inima, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de 7 Days to Die. Oameni buni, am fost să drag și ascundenea Sky. Dacă ne am aminte ultima dată, vedem unde suntem, da? V-am lăsat pe aici pe undeva. Tocmai ce se făcea noapte. Nebun, cum sunt, am luat-o ușurel, ușurel prin apă, deci am venit înnotând ca să nu merg pe ăsta, pe pământ. Și am ajuns foarte aproape de locșorul nostru, de baza noastră principală, da? Deci acum am văzut-o, dragi și scumnenea Scai, este ceasul 3. Vreau foarte, foarte, foarte tare să vadă dacă cumva reușesc să mă apropii de baza noastră, de ceasul 3. Fără să întâlnesc niciun zombălău. Dacă îl întâlnesc, să-l împușc. Am dat reload aici la armă. Cred că ar fi bun niște... Ia stai așa un pic. Cred că ar fi bună niște cărniță. Mă gândesc eu. Nu l-am nimerit. Bun, frumos, te văd, te văd. 324. Nedetectat încă, perfect. Întrebare, eu am la mine niște oase? Nu. Ok, începură să se sponeze gușterii. 331. Acum că miros ar trebui să mă vadă super rapid. Mă simte? 340. E din spate ceva? Mai sunt 15 minuțele. Nu realizez cât de rapid pot să fie guștirii ăștia, dar cred că deja putem să alergăm fără niciun fel de problemă. Un pic de plumb, niște așa, niște pânză. Cred că deja putem să ne relaxăm. 59, 4, atât mă, ăsta-i mă, și am făcut rost și de un pic de cărniță. Ok, tu ești singurul care vine? Îi dăm un central, că nu stă nimeni să-i dea în cap. Perfect. Magnific. Absolut nimic. Stai! Nu! Vă să mă pun în calea lui să-l opresc? Ne. Așa, așa, așa. Și. A dispărut complet? Cred că a picat prin lume sau ceva de genul ăsta. Bine, mă! Lasă-mă, e ok, mă! Ok, hai să ne mișcăm mai repejor, că avem de făcut treburi. Ok. A, uite-l aici, gata, l-am văzut. Stai, mă. Ok, deci când pică la vale, să înțeleg că reține primul punct de unde a picat. Și în rest nu mai interesează. Gata, șef. Sunt nebun la dimineața asta, nu știu ce am. Am chef să cânt mai mult decât de obicei. Ceva neregulă cu mine. Ok, mă mănâncă să-l iau și pe ăsta. Stai locului, perfect. În fond. Hai serios. N-am avut sneak level, bă. De aia le dau la... Ia. Mai sus un pic. Ăla-i, mă. Da. Cele 4 grupuri principale de mâncare. Piele, carne și grăsime. Nedetectat, perfect. Așa, mânele, mă. Întrebare. Acum am oase? N-am oase. În continuare n-am oase. Vreau să fac al shiv. Că mă gândesc că o să-mi dea mai multe prostioare. Bun, bravo. Hai să ne vedem noi de drum, să mergem către casă. Da. Este! Oh! Asta-i gol. Da. Băi, nu mă speriam. Nimic interesant. Nu, hai să fugim, hai să fugim, că avem treabă, trebuie să ajungem acasă, să punem de mâncare, alea, e de muncă. E de muncă. Așa, eu, din câte mi-au aminte, noi ne duseserăm în partea cealaltă, special și anume, ca să putem să facem un chemistry table. Sau ceva de genul ăsta, da? Chemistry table ca să ne ajute pe noi să facem praftă pușcă și alte chestii de-astea cu resurse mai puține decât am face în mod normal. Ce sper eu să fie adevărat. Ok. Nimic. Bun, așa. M-am documentat de asemenea. Și am aflat... Salut. Nimeni pe aici. Empty purse. Ok, și am aflat cum se... care era șpilul cu piatra aia, că eram foarte... cum să vă explic? Bulversat. Nu înțelegeam care era șmecheria cu... Ok, asta o să le dăm scrap cu piatra. Și ideea cu piatra era că, de fapt, trebuia să punem piatră în forge. Aia era toată șmecheria. Trebuia să punem piatra în forge. Și eu nu am realizat treaba asta. Nu am realizat. Ok, niște muniție. Punem deoparte resursele astea principale. Eu zic să le păstrăm la noi. Ok, plant fibers sunt bune să fie la casa omului, așa că o să le lăsăm aici. Și ce acoperim suplimentar? Sau facem așa? Da, eu m-am învățat acum să dau... să dau cu pumnul, să mai fac rost de plant fiber și chestia genul ăsta. Grain alcohol aici trebuie să fie. Ok, combustibil nu mai știu aici, care vă să zic le așa, tu așa, my friend. Asta de mâncare și alte prostioare. Aici, ok. Deci, ia tu carnea asta și pun-o aici. Că uit că le-am pus în ăla acolo. Asta e murky water, da? Murky water. Uite-le, mă, aici era murky water! Ac, uit că le pun în ăsta aici, în frigider și din aia, din cauza aia. 90 de lump of coal, ok, și cu nitrate powder. Bun, noi avem în schimb altă problemă. Acum vrem să ne facem un chemistry... Chemistry station. Chemistry station trebuie să-l fac aici, de fapt. Și trebuie să învăț să-l fac. Firar. Serios? Hai să vedem în primul rând dacă avem tot ce ne cere asta. Beaker. Cred că aici ar trebui să fie dacă avem un beaker. Dar avem numai 1. 2, 3. Avem și pe ăsta, avem și pe ăsta. N-am realizat de faza cu beaker-ul. Cooking pot short iron pipe, 15 bucăți. Hai să vedem. Ohohoho. 15 bucățile, gata șeful. Rezolvat-o și pe asta. Și ce ne mai lipsește? Atâta, ne lipsește acel beaker. Burning barrel. Stai așa. Care e diferența între burning barrel și... Serios, puteam să-l... Dăm, Doamne, putere, dăm, Doamne, putere. Serios, mă? Și atâta? Equip, poți să-l echip. Deci nu pot să cred, că am fost degeaba. Bine, nu am fost chiar degeaba, că am făcut rost de... Deci 3 forja. Ce ciudă mie. Am făcut rost de o grămadă de prostii mergând acolo, dar... Da, eu nu văd forged iron aici, nu știu dacă vedeți voi, dar eu nu văd. Ok, avem iron, avem clay. Păi și-mi eu o bucată, te rog. Atâta parcă era nevoie, nu? Nu, 3, încă 2 fira. Așa, și... E bine, e perfect. Băi, ce prost am fost, mă. Mersi. Ok, hai să-l căftuim pe ăsta. Burning barrel. Nu m-aș fi gândit. Bun, și acum chemă să am nevoie și de un beaker. Beaker-ul pot să-l fac? Nu pot să fac beaker-ul. Ok, până un alta. Science, am nevoie de science 15. Științe. Eu aici aș mai putea să bag niște puncte să-l fac pe ăsta. Câte un punct pentru fiecare, nu? Iar o să-mi dau peste ca prostia asta. Așa, și acum Chemistry Station. Construction Tool 50. Fuck. Nici pe puncte de asta. Construction. Oh. Mama ta, serios. Aruncă bani pe fereastră, my friend. Și acum am nevoie de 15 puncte pentru prostia asta pe care nu le mai am. Bine, mă, bine, mă, bravo, mă, frumos, mă. Magnific, ce pot să zic? Ah, fucking Christ. Ok. Bun, tu așa, pac, pac. Bă, ce ciudă mi-e de beaker-ul ăla. Bă, ce ciudă mi-e de faza cu beaker-ul ăla, mă jur. Cât vine, mă, 2 la 1 înseamnă 8 bucățele. Hai să facem un pic de mâncare, să fim full. Bacon and eggs, my friend. Bacon and eggs. Bagă. Mâncă. Perfect. Și ne-a crescut aici asta. Ok. Și... mai am ceva ce pot mânca rapid fără să... Nu prea mai am nimic, nu? Toate sunt... Da. Hai să facem un pic de charmit. Mi-aș putea să folosesc beaker-ul ăsta de aici, dar nu știu. Grill meat. Fă-mi unul singur. Fă-mi unul singur ca să... Sau hai două, că parcă văd că nu mi-ajunge. Bravo. Bagă cărnița asta aici. Și da, să folosesc beaker-ul ăsta de aici. Macasam. Îmi zice-mă și mie asta ce ustensilă folosește fiecare. Și niște animal fat ar fi bun. Ia să vedem cât tallow avem noi pe aici, cât animal fat ca să putem face. Oh, 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 my friend. Facem și noi niște lumânări. Baga. Perfect, amundo. Hai mai repede, te rog frumos. Ok, și aici cum stăm cu Camomile 11. Și hai să facem și asta, dacă tot suntem aici. Te făcuși, mă? Golden tea, așa, bam. Hai cu tata, vreau să mănânc pe asta, să vedem de la 90 la 100%. Perfect, 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 perfect. Magnific. Ne facă diverse chestii. Întrebare, dacă eu îți dau ție așa, îmi dai 34 de chestii înapoi? Bravo. Așa că vreau să-mi facă ceaiul ăsta prima dată. 100%. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Ne facem și noi rost de 15 bucățele să le avem acolo. Ok, dragii mei. Trebuie să ne mai plimbăm. Trebuie să ne mai plimbăm. Sunt foarte curios legat de treaba cu beaker-ul. Întrebare. Da, nu mă lasă, nu mă lasă. Dacă scot beaker-ul, nu pot să mai fac biofuel. Mă, în momentul de față avem foarte, foarte multă mâncare aici. Deci cred că ne putem lipsi de beaker-ul ăsta, sincer să fiu. Ok, bagă și pe asta, my friend. Ok, hai să vedem, încă o dată dacă merge să facem toată șmecheria. Aici am lăsat asta la tine, da, am lăsat asta la tine. Așa. Beaker numărul 2. Short pipe, am uitat câte trebuia, nu mai contează. Și acum mai trebuie doar să facem punctele necesare ca să putem cumpăra asta. 15 puncte, corect? Corect. Monster Station. În schimb avem tot ce se poate. Ha, 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 ha. Bun. Păi atunci, dacă avem tot ce se poate, tăcă, eu cred că merităm. Hai să facem așa un pic. Să facem un pic niște lucruri prin jurul bazei. Nu? Mă gândesc eu așa. Hai să upgradăm frumusețile astea. Shotgun-ul, sigur, luăm shotgun-ul. Avem nevoie de shotgun? Avem nevoie de shotgun, lasă-l așa că stă bine acolo. Putem să mai reparăm diverse chestii? Uite, putem să luăm o din asta, putem să luăm un wrench. Astea sunt pentru alte prostiare. Arrow. Steel arrow, 9 mm. Perfect, perfect, perfect. Așa. Symbol. Plate. Symbol. Plate. Așa, și hai să vedem aici. Pistol receiver, 197. Pac, mersi. 77 cu 211. Mersi. Pistol parts. Frumos. Țeavă. Magnific. Ok. Și flashlight, care am văzut că nu este necesară în momentul de față. Un plate. Așa mă, țati, mă. Așa mă. Și. De asta nu avem nevoie momentan. Trece de aici. Ia asta. Craft. Pac. Și pe asta aici. Bun. Perfect. Dai reload aici să știu eu să stau liniștit. Așa, my friend. Concrete mix. Avem nevoie de crushed sand, small stone și cement. Bun. Cement. Cică. Putem să-l facem aici. Pentru asta trebuie să aruncăm o grămadă de piatră aici. Ca la proști. Și o să ne crească asta. Asta o să ne crească, da? Hai să aruncăm niște foc acolo. Mai vrem, cum stă treaba aici? Mai avem 4 minute și 12 și tu arzi. Nu e bine. 4 minute, 30 minute, 15 minute, 7 minute. Perfect. Turn on. Că nu avem nevoie de mai multe, nu de alta. Ok. Deci pe asta aici, te rog frumos. Și să vedem, se face stone aici, se face stone acolo, bun. Așa și, cum e mă, câte 15 fiecare, mamă, ești nebun. Avem nevoie de multă piatră, fraților. 40, hai să vedem aici cât e ea, 40 și 5. A! Deci o piatră înseamnă un ciment, asta vrea să zică. Eu asta deduc, da, câte 5 odată. Bun, ok. Craft. Bagă. Hai să vedem dacă reușim să facem ceva cu 5 ciment. Nu mă, stai mă, concret mix, mă speria, se mă în pana mea. Și avem nevoie de crushed sand. Mă, ia ceva. Câte 2 secunde pe fiecare bucățică. Și avem și noi concret mix, fraților! Ăsta am înțeles că o să stăm ca proștii o să facem la ele. Ok, hai să vedem în ce... Oh, cât de aproape a picat de casă! O să stăm ca proștii și o să facem la concret mix până o să ni se... aplece. Ca să zic așa. Hai să mai luăm câte o fibră. Salut, porcule, ce faci, porcule? Băi, ce mă bucur că am fost suficient de nebun încât pe timp de noapte să merg prin apă. E cam tocmai ce am realizat o chestie. Ah. Câteodată ai noroc, câteodată n-ai noroc. De ce a dispărut? SMG barrel. Na, mă, ești nebun! Deci nu pot să cred că ne-a picat cu un beaker. Deci cât de epic, să fie faza cu... Deci nu pot să cred că... Deci foarte, foarte tare, foarte tare. My friend. Bravo. Cum mă nimic, mă? Nu dai cu asta că am văzut că e mai rapidă treaba. Ok, dăm grăsime, toată grăsimea ta. I want it. Și dă și niște oase. Ca să-mi fac și eu ca omul un șiv nou. Da, mă, nevoie, am nevoie de un os ca să-mi fac un șiv. Drop. Eu fă-mi și mie un șiv nou, te rog frumos. Bută! Care, mă? Unde, mă? Cine, mă? Ce faci, mă, așa urât? A, întrebare. Nu realizez dacă astea sunt cuvuri de metal, ce dau eu acum sau cu... Bravo! Ok, iară nimic. Îmi dai un os? Mi-a dat un os la sfârșit de tot. Ok! Hai să vedem dacă reușim să luăm ceva de pe aici. Zim că îmi dai și o baterie. Dă-mi o baterie, mâncața, și nu mi-a dat o baterie, gușterul. Electrical parts sau mechanical parts sau ce sunt, dar nu mi-a dat baterie. Baterie nu-ți dă tot timpul din câte înțeleg eu. Ok, bine, las-o-și. Las-o-și. Ne băgăm la asta? Hai să ne băgăm la asta. Cred că e aproape de casă, așa. Aveai? O, avea chestii în el. Inițial așa nu o să-mi dea nimic interesant. Piele, fiare, poate un far. Aici mă interesează baterie dacă îmi dă. Ulei. Nu vreau, mă, nene. Come on. N-a vrut să-mi dea. Bine, nu. Lasă-mă, e ok, e în regulă. Nu, adică nu mă supăr. Bun. Ora 14. Cred că ar mai merge să ne mai plimbăm puțin prin hotelul ăsta al nostru, să vedem dacă găsim ceva interesant pe acolo. Am tras pe lângă, bineînțeles că am tras pe lângă. Bravo. Oh, gunpowder, nu zic nu. Perfect. What? Eu nu înțeleg cum vine chestia asta. Fiecare unealtă are cu totul și cu tot alte proprietăți și alte așa în funcție de... Na, nu face sens. Ah, salut. Mă, ce... Arrow. Astea sunt arrow normale. Da, ok. Serios? Am tras fix în el și nu l-am nimerit. What the hell? Uci... Sneak damage bonus, 2x. Da, nu știu, cred că avem grăsime, carne. Pentru piele nu avem spațiu în inventar. Ok, trebuie să aruncăm ceva. Equip. Drop. Așa, mă, nene, mă. Cărniță, cărniță, untură, nu știu cum, de la porc ar trebui să iei untură, nu prea face sens. Ok, asta ar trebui să dea simplu, nu cred că ne mai interesează. Doar oase și care împuțite, deci nu are de ce să ne mai stăm după el. Băi, deci ce, cât de prost să fii noroc să ai, știi? Cu beakerul ăla, deci a fost hit. Nu văd eu bine, sunt 3 beakere. Bă. 3 beakere. Nu, cred că m-am prostit. A, ba nu, mă, 3 beakere pentru că aveam eu deja 2, pentru că aveam nevoie de 2. My friend. Say hello to my little friend. Pam! Hehehehe, goști. Ia-ți la el tupeu. Ia, uite cu ce-mi vine, bă. Cu din astea îmi vin, mă? Nu ți-ar fi, mă, rușine? Cred că miros să mâncare din cauza aia. Sensed, bineînțeles că sensed. Dar mâinile. Oh my god! Cum e, mă? Cum e, mă, să fie atât de bun? Cum e, mă, să fie atât de bun? Eu n-aș avea cum să știu chestia asta. Da, e ok, e în regulă. Așa, bun, pac, pac. Nu interesează. Nu, aici restul. Pac, 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 pac. Asta la droguri. Așa. Da, ta, 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 ta. Asta aici. Asta aici, my friend. Ok. Cred că suntem ok acum, nu? Da. Bun, deci noi, dragilor. 8 puncte. 15 puncte. 7 puncte de făcut în plus. Nu știu cum o să reușim să le facem. Îmi arată și mie undeva cât mai am nevoie de experiență până la nivelul următor. Level 55. Ho, 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 ho. Mult și bine, my friends. Mult și bine. Bă, nu știu cum să fac. Ia atent, hai să facem un cufăr. Și îl punem aici deasupra... Undeva, nu știu. Te superi, mă, dacă te pun aici? Nu cred că se supără nimeni, da? Ok, și astea le punem așa. Zicem, să sperăm. Ok, my friend, aici. Tu te-ai oprit, nu mai e nimic. Tu aici, cum stă treaba? Ok, o grămadă de ciment ne faci tu acolo. Continuă să facă, da? Și aici ar mai trebui niște pietre ca să facem crushed sand. Ok, și pe ăsta îl lăsăm așa. Ok, atâta vreau cimentul ăsta un picuț să vedem ce putem face din el. Trebuie să luăm niște pietre, pentru că vreau să testez pe aici diverse chestii. Uite asta, de exemplu. Un ciment, 2 ciment, 3 ciment. Mamă, de 10 ciment pe fiecare asta, frate. Deja nu mai am. Wow! O să avem nevoie de mult ciment. De extraordinar de mult ciment. Vrem de mult ciment. Ok. Nu. Serios. Măcar de mi-ar da... Ok, dacă nu... Dacă știu deja rețeta, să-mi dea niște puncte în plus la... Îl aud, dar nu înțeleg de unde. Ești după piatră, mă? Oh my god, serios? That was random. S-a oprit pur și simplu pentru... Știu! Nu te-a venit nici ție să crezi. Oh, cât de bun sunt eu! Știam măcar chestii importante la ea și din cauza... Nu! Mă enervează că trebuie să fac chestia asta de fiecare dată. Nu știu, să fac animație ca să schimbe armele sau ceva. E o chestie super, super dubioasă pe care eu nu o înțeleg. Ok, mai fric. Bă, vreau și eu un bolovan ca să nu mă bag la... prostiile astea. Așa, tati. Facem și noi rost de un pic de piatră. Mi se pare că vine ploaia. Dacă ne uităm la cervo, vi se pare că ar veni ploaia? Așa mi se pare. Noi pe aici am fost, în partea asta am fost, da? Teoretic vorbind, da, pentru că din partea asta am venit din partea deșertului, nu? E așa mi-au cam aminte. Perfect. Mamă, deci o să avem nevoie în cele din urmă și de... Cum se cheamă, mă? Că nu vine în română, cum se cheamă? Ogerul ăla sau cum Dumnezeului e... Chestia aia cu sfredel. Româna, te bate. E ok, Sky, e ok, e în regulă. Nu e ca și cum ai fi nativ. Ai trăit în țări străine până acum, din cauza asta săracul de tine nu prea te descurci cu româna, e ok. Bun, câte piatră am scos din chestia asta? 200, foarte puțin. Auger. Oger blades. Păi și... Da, n-avem nimic pe aici. Și cum faci, frate, un ogăr? Că nu cred că dai direct cu aia în pământ. Nu? Ar fi stupid să faci chestia asta, nu? Come on. Bun. Bă. E important, știu că e important pietrele astea păcătoase, dar mi-e lene să stau atâta. Mă jur, hai să facem niște arrows. Așa, câte poți să faci, my friends? Ce te ține în urmă? Penele. Perfect, bagă mare. Bagă mare și hai să vedem dacă găsim chestii interesante din clădirea vieții. E aici și n-am realizat că l-am lăsat acolo, ok. Acum nu mai am noroc și eu de rotiți, e ok, în regulă. Bun. Bam. Nu. Ăsta în care medicamente ținem cont. Nu, lasă așa că e bine, e bine să-l avem așa. 18:35, v-am spus că o să plouă. Nu m-a crezut nimeni. Mai avem 3 ore. What? Serios? Bă. Locked. Ok. Zicea cineva la un moment dat că vezi, bă, Sky, ai și tu grijă că ăștia intră peste tine pentru că tu nu ai ușile locked și ei sunt atrași de chestia asta. E ceva interesant aici? Ne luăm lemn din chestia asta? Nu, nu ne luăm absolut nimic din chestia asta. Ok, avem o ușă către afară. Dar cred că aș putea să fac pariu că pe aici am fost deja. Ba, nu, n-am fost. Oh, interesant, ok. Nimic. Oh, 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 oh. Bun, așa. Blueberries. Random într-un ăsta blueberries. Bine, om. Hai să intrăm și în dormitor. 19 ceasul, trebuie să fim un pic cu... Asta e băița, asta e băița. Ochii pe ceas. Pe aici nu-i nimic, nu? Nu. Ok, cabinet. De mâncare în cabinet, pentru că e logic. Ceva alcool, spirit mai degrabă, ok. Răhățel, perfect. Și niște brass, ok. 19-22. Mai... Ce-i asta? Ce asta? De ce nu pot să accesez? De asta am zis că ne duce afară. Ok, pe tine urcăm mai sus. Pe aici am mai fost? Am mai fost pe aici, nu mi-am aminte exact, dar cred că am mai fost. Ziua 31, când o să fie următoarea? 34, zic bine? 28 și cu 7. 35, nu mai știu să calculez, ești nebun. Deci mai avem 4 zile. Trebuie să ne ducem neapărat și să mai găsim o căsuță pe care să o putem distruge în noaptea 31. Să nu stăm acasă. Bă, dar un beaker și un alt ăsta. Nu mai ai cooking pot urma? Aici pot să intru și altcumva. Da, uite, pot să intru și pe aici. Ceva interesant? Absolut nimic, numai 4. Ok. Cafea, nimic. Bandaj, răhățel, praf de pușcă. Praf de pușcă pentru că e normal, nu? Și pe asta le-am căutat pe absolut toate. Ok, next. Mai departe, vrem să urcăm, da? 20:11. Avem un apartament. Mai am loc în inventar? Mai am căcălău. Bun, tu... Cred că duce afară. Da, asta cred că duce afară, deci nu are rost să stăm să spargem. Ok. Mai să vedem... Bă, în cele mai ciudate locuri găsești tot felul de prostii. Oh my god! Da, cum spuneam, în cele mai ciudate locuri. Ok, niște sprit. Ok, aici nu e nimic, n-are rost să mai stau să sparg ușa. 20-30 un pic. Bun. Magnific. Mic. absolut nimic. Mă, ce am în nene, mă? 300, what the fuck? Bine. Unde ești, mă? E afară. E undeva în clădire. E undeva în clădire, nu realizez unele în clădire. Bun, hai să fugim, hai să ieșim. 20-54. Că dacă ne auziră, înseamnă că avem chestii de omorât. O țipătoare? Serios, o țipătoare? Ois, du-te în puii mei. Am nimerit-o? Tamaș, ai răbdare, mă. Bineînțeles că n-am omorât-o. Nu, 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 come on! Oh my god, avem un înflăcări, ești nebun? Zim că am omorât-o. Oh! Reload, motherfucker, reload! Unul care... What the fuck? Dude, nu știu dacă am suficiente gloanțe, sunteți cu capul și e 21-31! Ok, trebuie să fugim neapărat aici. 21-36. Fuck! Bă, gameaș! 21-40. Băi, sunteți cu capul! Oh my god, ăsta nu moare. Du-te! We're so... Am o singură întrebare. Unde ne spunem? Unde am pus eu ultima dată un pat jos? Eu cred că ultima dată am pus un pat jos la casa... Spun-o mai bed. La casa distrusă. Punte jos, acum, mâncați, ai sufletul tău. Fuck. Deci nu pot să cred unde am pus ultima dată un pat jos. Dude, mai poți să te mai duci pe acoperiș? Stai așa, hai să vedem. Ok. Oh, Doamne, slavă cerului. Bă, nene, mă. Bun, dragii mei. Scai, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Deci nu puteți să înțelegeți cât de mult mă bucur că m-ați spănat aici. Deci nu pot să cred, am zis să nu trag cu pistolul în urlătoare, că îi atrag pe ceilalți. Trebuia din prima cu pistolul direct. Ce să nu mai stau la discuții. Oh, dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara București și bună seara România! Pe data viitoare!